Se apropie cu pași repezi 1 mai, iar forțele de ordine din Mehedinți vor fi la datorie pe tot parcursul mini-vacanței pentru ca totul să se desfășoare în siguranță. În cele 4 zile vor fi angrenați polițiști din cadrul structurilor de ordine publică și rutieră, pompieri mehedințeni, polițiști de frontieră și jandarmi. Inspectoratul pentru situații de urgență Drobeta al județului Mehedinți recomandă cetățenilor care își doresc să marcheze Ziua Internațională a Muncii prin ieșiri în aer liber să respecte cu strictețe măsurile de prevenire și stingere a incendiilor. În mini-vacanța de 1 mai, peste 90 de pompieri vor fi zilnic la datorie pentru a răspunde solicitărilor primite și pentru a acționa prompt în cazul producerii unor situații de urgență. De asemenea, specialiștii Inspecției de Prevenire vor desfășura acțiuni de îndrumare și control la unitățile de turism din zona de competență pentru a se asigura că turiștii care aleg să se cazeze în județul nostru sunt în siguranță. Având în vedere că în această perioadă mulți dintre cetățeni vor alege să-și petreacă timpul liber prin ieșiri la iarbă verde, pompierii mehedințeni reamintesc necesitatea respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor. Utilizarea necorespunzătoare a focului în mijlocul naturii poate duce la adevărate dezastre pentru mediul înconjurător sau, și mai grav, poate distruge gospodării sau bunuri materiale, punând în pericol chiar viața oamenilor. De asemenea, aproximativ 100 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți vor fi la datorie pentru asigurarea unui climat de ordine, liniște și siguranță publică. În cele 4 zile vor fi angrenați polițiști din cadrul structurilor de ordine publică și rutieră. Acțiunile organizate au ca scop obiectiv prevenirea și combaterea infracționalității, precum și a faptelor antisociale și sprijinirea cetățenilor în cazul unor situații de urgență. Activitățile vor fi desfășurate în sistem integrat împreună cu celelalte instituții cu atribuții în asigurarea ordinii și liniștii publice, iar structurile de poliție transporturi vor asigura măsurile de ordine publică în trenurile de călători, stațiile și triajele de cale ferată. Totodată, misiunile desfășurate în această perioadă vizează combaterea excesului de viteză, prevenirea accidentelor și a ambuteiajelor rutiere, fluidizarea și controlul circulației. Și jandarmii mehedințeni vor fi la datorie în perioada mini-vacanței de 1 mai. Vor acționa zilnic pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță. Jandarmii mehedințeni se vor afla în misiuni de asigurare și menținere a ordinii publice, astfel încât evenimentele ce vor avea loc în spațiul public în mini-vacanța de 1 mai să se desfășoare fără incidente. În perioada 29 aprilie-2 mai 2023, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți vor asigura măsurile de ordine și siguranță publică la următoare manifestări astfel. Pe data de 29.04.2023 vom fi prezenți la Ziua Veteranilor, în intervalul 29.04.30.04.2023 la Festivalul Berii de la Eibental, în data de 30.04 ne vom afla la Zilele Comunei Bălăcița, în data de 1 mai 2023 la Ziua Internațională a Romilor. De asemenea, jandarmii vor acționa în cadrul dispozitivului integrat de menținere a ordinii publice din zona de competență pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, prevenirea și combaterea oricăror posibile incidente, depistarea și sancționarea celor care comit fapte ce pot tulbura ordinea și liniștea publică. În perioada mini-vacanței de 1 mai, la nivelul Poliției de Frontieră, se mențin măsurile dispuse pentru întărirea dispozitivului de supraveghere și control la frontiera de stat. Având în vedere că în acest sfârșit de săptămână urmează mini-vacanța de 1 mai, structurile Poliției de Frontieră și-au adaptat misiunile în scopul fluidizării traficului în punctele de trecere a frontierei, precum și pentru întărirea dispozitivului de supraveghere și control la frontiera de stat. Polițiștii de frontieră acționează alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne în vederea asigurării unui climat de ordine și siguranță publică în zona de competență. Astfel, în această perioadă, polițiștii de frontieră vor desfășura zilnic activități de supraveghere și control la frontiera de stat, precum și pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere. Din experiența anilor anteriori, este preconizată o creștere a valorilor de trafic în punctele importante de trecere a frontierei, sens în care, în funcție de dinamica traficului, au fost dispuse măsuri pentru suplimentarea arterelor de control până la capacitatea maximă permisă de infrastructura fiecărui punct de trecere, respectiv suplimentarea personalului. Astfel, mehedințenii vor avea parte de o mini-vacanță în siguranță. Informații despre modul de comportare înainte, pe timpul și după producerea diverselor tipuri de situații de urgență pot fi obținute prin accesarea portalului fipregătit.ro sau prin intermediul aplicației DSU, care poate fi descărcată gratuit din Google Play Store și App Store.